Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. O suflete, stai liniștit. Îmi plăcea foarte mult să aud pian. Mai auzeam din când în când, după amiaza, în cantina liceului, auzeam copiii că se duc acolo și cântă la pian și voiam și eu să învăț. Și pentru că mi-a plăcut, am început să învăț singur și abia atunci mi-am dat și eu seama că, într-adevăr, este un dar de la Dumnezeu pe care trebuie să-l pun în valoare. Când Dumnezeu își cere, nu poți să-l refuzi. Pentru cei cărora le este frică să iasă în față, lăsați emoțiile deoparte și gândiți-vă că sunteți doar voi și cu Dumnezeu. Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea E cu Cântec. Ne bucurăm că ne urmăriți, poate pe Facebook sau YouTube, pe site-ul nostru așaptatv.ro sau pe canal. Sunt mai multe modalități prin care ne puteți urmări și ne bucurăm că prin unul din acestea sunteți alături de noi. În această seară am adus în platou un cântăreț care a mai fost la E cu Cântec, însă a trecut ceva timp de când nu i-am auzit vocea. Haideți să îi spunem bun venit lui Elisei Pătrășcan. Bine te-am găsit, Ramona. Bună, mă bucur că ai acceptat invitația mea. Au trecut aproximativ 2 ani. Și mă bucur și mulțumesc pentru invitație. Da, au trecut 2 ani și mă bucur să vă revăd. S-au întâmplat multe în viața ta de când nu le-am mai văzut. Și aș vrea să povestim în seara aceasta despre dezvoltarea ta, atât pe plan muzical cât și personal. Desigur. În primul rând, cred că toată lumea a văzut... Ai început să cânti în cuartetul Advent Quartet, da, format din Luiza Spiridon, Damian Vlad și Delia Vlad. Am început acest proiect cu Advent Quartet în luna ianuarie anului 2020, fix înainte de pandemie. Noi nu știam ce ne stă în față, dar când Domnul cheamă la lucrare... A venit la momentul potrivit. Lumea a avut nevoie de... De un grup. Desigur, au mai fost și alte grupuri și alte coruri care au mai prestat și au mai făcut videoclipuri, dar noi am mai avut și invitații în biserici, iar lumea s-a bucurat să vadă că biserica nu a stagnat și că s-a început să se cânte prin biserici. Da. Într-adevăr, parcă pandemia a mai adus muzică un pic pe piață, pentru că se plafonase puțin domeniul acesta, mai ales în Biserica Adventistă, din ce am observat. Și acum, cumva, în 2020, am văzut noi videoclipuri, noi cântăreți sau oameni care s-au cuplat să facă un grup, da. Ceea ce mă bucură enorm. Iată că atunci când îți lipsește un lucru, probabil nu prea mai puteam să mergem la biserică, să mai ne întâlnim cu prietenii, dar măcar muzica puteam să o facem cu câțiva oameni. Așa este. Și eu aș descrie anul 2020 ca fiind un an muzical, da, la da. Propriu, pentru că, cum ai spus și tu, foarte multe coruri, foarte multe grupuri, soliști s-au filmat acasă cu telefonul, da. Și au montat într-un clip foarte frumos și au adus speranță oamenilor, pentru exact. Că a fost nevoie multă. A fost. Știu că voi chiar ați avut un proiect în care sabat de sabat postați muzică, aveați un program în care cântați pentru public. Se numește public. Să cântăm împreună. Fix așa se numește și... Emisiunea este făcută de către Luiza Spiridon și cu regia Claudiu Spiridon și am mai invitat, în mod special Luiza cânta, dar noi fiind parte din grupul Advent Quartet, desigur că am avut și noi foarte multe intervenții în emisiunea aceasta. Minunat! Cine a fost cu ideea formării acestui grup? Să zicem că a fost ideea lui Claudiu Spiridon, soțul Luizei. Erau într-o zi acasă toți, și el și Luiza, și au venit pe la ei Damian și cu Delia. Ei sunt prieteni foarte buni, uh-huh. de când era Damian mai micuț. Uh-huh. Și Luiza a spus: măi, nu prea aș mai vrea să mai cânt așa singură. Vreau pe cineva alături de mine care să cânte și să aducem împreună laudele lui Dumnezeu, să se audă mai frumos, să se audă mai multe voci. Uh-huh. Și a spus: bine, hai să facem, uite, Delia este altistă, Damian este bas, o avem pe Luiza care e la sopran, hai să mai căutăm pe cineva care să fie la tenor.
Eu fiind elevul Luizei la, la canto, s-au dus cu gândul la mine. Băi, stai, am un băiat la canto care cântă tenor. Uh-huh. Și m-au contactat și am acceptat acest proiect în inimă cu mult drag. Super! Ce fain! Am văzut că aveți multe piese. Când aveți timp să repetați și să faceți așa un repertoriu bogat? Ne găsim foarte greu timpul, dar când repetăm, nu stăm degeaba, repetăm foarte mult. Ne găsim timp pentru repetiții cam o dată la două săptămâni, în special miercurea, în timpul săptămânii sau vineri seară, pentru că și Damian, și Delia, și Luiza lucrează, toți lucrează și serviciul este o pricină de potignire pentru întâlnirile noastre. Da. Dar când vă întâlniți miercurea, trageți tare? Când ne întâlnim, tragem tare, ne alegem piese pentru repertoriu. În mod special, nouă ne place să cântăm piese din cartea de imnuri. Uh-huh. Și ca urmare am realizat și un album care se numește Slăvim pe Dumnezeu. Acest album conține 15 piese din cartea de imnuri, unele mai vechi, altele mai noi. Minunat. Și am avut lansarea CD-ului acum 3 luni. Oh, v-ați mișcat foarte repede. Deci, într-un an să ai activitate, CD, invitații ca și grup, este o dezvoltare foarte rapidă și frumoasă. Mă bucur pentru voi. Felicitări. Așa este. Și acum, în premieră, mai urmează să înregistrăm încă un album. A venit o idee ca albumul să se numească Când acasă vom fi. Frumos. Când acasă vom fi, am reluat titlul de la prima noastră piesă repetată și interpretată ca și grup. Uh-huh. Dacă poți să-mi dai câteva informații din culise, ce atmosferă este acolo între voi la repetiții? Da. Cine e mai dur, mai cu munca, mai cu... De obicei, Claudiu ne strânge pe toți și ne împinge de la spate. Haideți să repetăm, haideți să ne strângem, haideți. Noi, dacă am putea, am râde și am discutat toată ziua. Când le avem pe Luiza și pe Delia la un loc, când se pornesc ambele la discuții despre Rocky, acest lucru nu le oprește nimeni. Deci Rocky este subiectul fierbinte acolo. Da, da. Este un subiect sensibil. Da, da, da. Dacă aduci vorba despre Rocky undeva în discuția lor, atunci devii subiectul lor numărul 1. Comic. Devine interesant. Este o atmosferă de familie. Ne simțim ca în familie, suntem uniți. Se vede asta, să știm. Ne înțelegem atunci când cineva nu poate să vină la o repetiție din anumite cauze. Și ne bucurăm împreună de părtășia pe care o avem. Consider că Dumnezeu ne-a strâns, ne-a strâns la oaltă ca să putem face lucrarea aceasta. Spuneai că ei sunt buni prieteni de familie de mai mult timp. Cum te-ai integrat tu în grupul lor deja format? Te-ai simțit așa un pic în plus sau nu, a fost ușor? M-am integrat foarte repede pentru că îi cunoșteam și eu pe ei, și pe Damian și pe Delia. Pe Delia o cunoșteam, ea a cântat în The Royal Singers, și Damian la fel. Pe Damian îl cunoșteam că m-a acompaniat de câteva ori la pian. Pe Luiza, desigur, că mi-a fost profesoară, și pe Claudiu la fel. M-au acomodat foarte repede, m-au acceptat foarte repede și am devenit copilul lor, să zic așa. Frumos, mă bucur tare mult pentru voi că aveți o atmosferă frumoasă la repetiții, cât și în momentele în care vă închinați prin muzică. Aș vrea acum să te ascultăm interpretându-ne o primă piesă. Urmează să ne cânți atât la pian, cât și vocal, ceea ce pentru mine este o surpriză. Eu nu știam până azi că tu cânți la pian. Mai când din când în când, dar astăzi am vrut în mod special să vă cânt această piesă. Eu mă bucur tare mult, de-abia și o să te aud interpretându-ne în ambele variante. Și după aceea vom povesti puțin despre cum te cânți tu la pian și eu n-am știut. Desigur. Te invit să ne încânți. Și clătinați, zbuciumați de-al mării chin, prin furtuni și zile sumbre și suspini.
țară unde-n veci nu coboară umbre reci. Vei vedea cu ochii tăi când ai să treci. În curând când zorii vor veni și la cer acasă vom sosi, abia Dumnezeu de ce-a îngăduit atâta chin. Unii sunt flămânzi aici, alții n-au unde dormi. Mulți sunt cei ce locuință au în locuri reci pustii. Ne întrebăm de ce e așa și răspunsul vom afla, dacă Domnul ne va spune în țara sa. În curând când zorii vor veni și la cer acasă vom sosi, abia atunci pricepe vom deplin Dumnezeu de ce-a îngăduit atâta chin. Ispitiți suntem ades, nu înțelegem rostul lor. Plânge inima zadarnic, Doamne, fă-mă să înțeleg. Ne întrebăm de ce e așa și răspunsul vom afla, dacă Domnul ne va spune în țara sa. În curând când zorii vor veni și la cer acasă vom sosi, abia atunci pricepe vom deplin Dumnezeu de ce-a îngăduit atâta. Dumnezeu de ce-a îngăduit atâta chin. E cu cântec. Îmi plăcea foarte mult să aud pianul. Mai auzeam din când în când după amiaza în cantina liceului. Auzeam copiii că se duc acolo și cântă la pian și voiam și eu să învăț. Și pentru că mi-a plăcut, am început să învăț singur. E cu cânte. Mulțumim pentru această piesă, chiar e foarte frumoasă, n-am mai auzit-o. Cu mare drag. De unde ai cules-o? Am cules-o de la noi, de la Universitatea Adventus. Într-o zi a venit o fată la mine și mi-a spus: Elisei, mi-aș dori tare mult să mă acompaniezi la pian, pentru că tu știu că mai cânti din când în când la pian și nu există partitură pentru piesa aceasta și știu că tu cânti după ureche la pian. Ai vrea să mă ajuți, te rog? Și când mi-a prezentat piesa aceasta, mi-a cântat-o. Piesa aceasta m-a atras foarte mult, pentru că are muzicalitatea ei și muzicalitatea în versuri, cum nu am mai întâlnit. Devine una dintre piesele mele preferate. Foarte fain. Când ai început să cânti tu la pian, Elisei? Nu pot să zic că am început să cânt la pian așa de foarte mult timp. Din clasa noua, să zicem, de la liceu. Când eram la liceu, îmi plăcea foarte mult să aud pianul. Mai auzeam din când în când, după amiaza, în cantina liceului, auzeam copiii că se duc acolo și cântă la pian și voiam și eu să învăț. Îmi plăcea foarte mult. În clasa noua nu știam unde este două pe claviatură sau alte note și pentru că mi-a plăcut, am început să învăț singur, stăteam în cantina liceului câte două ore pe zi și începeam să apăs clapele pe acolo, fără îndrumare. Wow, deci singur și aceasta, tot. Da, după ureche. După partitură nu mă descurc atât de bine, dar dacă îmi cântă cineva o piesă, reușesc să învăț destul de repede apoi să o reproduc la pian. Ce tare! Și în cât timp așa de studiu individual
ai reușit să poți interpreta o piesă ca poadă fără să te împiedici? Cam dacă îmi iau câte 2 ore pe zi, cam în 3 zile. În 3 zile de repetat, câte 2 ore pe zi, cam 6 ore. A, deci așa ți-e acum, dar la început mă refer cât ai studiat tu acorduri și cum să pui mâinile și cum cam cât a durat până tu ai fost în stare să cânti cap coadă o piesă? Au durat, cred că, vreo 4 ani. 4 ani? 4 ani. Tot, dar oricum e tot greu singur. Am dat seama, mai arătat cineva ceva? Dar este frumos. La un moment dat, domnul Benjinariu Mihai m-a văzut cântând la pian și a spus, măi, să mira și el. Începe și studiază. Voiam să pornise dânsul atunci un proiect, să învețe pe copii să cânte la pian, fiecare, dacă avea orgă acasă, uh-huh, orgă din aceea portabilă, o aducea într-o clasă și atunci ne dădea câteva sfaturi și câteva lecții. Dar acest proiect nu a durat foarte mult și s-a încheiat. Dar apoi am continuat singur, în urma sfaturilor dânsului și alte persoane care mi-au spus, păi, fă și cântă la pian, că nu strică nimănui. Foarte fain. Iată că se poate și singur, dacă ai voință și pasiune, să înveți să cânti la pian. Pasiune, da. Trebuie să-ți placă. Și în prezent acompaniezi alte persoane sau când cântă biserica? Nu, din când în când mă acompaniez doar pe mine. Uh-huh. Cu alte persoane am mai acompaniat vreo 2 persoane până acum, dar mi-este destul de greu pentru că mi-este foarte lejer să cânt doar în câteva game. Am înțeles. Iar atunci dacă mi se dă o gamă diferită, trebuie să stau să învăț. Da, da, da. Durează. Și mai ales dacă sunt presat de timp, nu prea funcționează. Da, da. Dar am acompaniat odată corul Universității Adventus la o piesă mai ușoară. Super. Și atunci mi-a spus trebuie să se mai întâmple lucrul acesta. Mm-hmm. Să mai muncești ca să poți cât mai complex să o faci. Așa voi face. Minunat. Însă, din ce îmi dau eu seama, îți place mai mult vocal să cânti. Da. De foarte mult. Și ai mai făcut proiecte și pe plan personal sau ai fost foarte ocupat cu grupul Advent? Am mai avut proiecte și pe plan personal. Nu proiecte mari, am mai avut invitații în biserici să cânt. Mm-hmm. Invitații la foarte multe nunți pe vară, dar în mod special îmi place foarte mult să cânt în Advent, în Advent Quartet și, într-adevăr, acolo merge cea mai mare parte din timpul meu. Probabil e mai plăcut în grup și că este armonie, nu e toată presiunea pe tine. Așa este. Sunt multe avantaje. Este. Nu este armonie, nu e singur, nu duci emoția aceea că trebuie să sune impecabil. Bine, și în grup trebuie să faci să sune impecabil, da, pentru că dacă ratezi puțin, nu se aude. La armonie se aude. Dar nu este același lucru când ești solo. Da, da. Ei, iată că eu în seara asta totuși te-am provocat să vii singur și să susții aici, deși știu că ești un pic înfundat, apreciez efortul tău de a cânta în această mai seară. Drag. Așa că vom mai asculta acum o piesă interpretată de tine și acompaniat de Claudio Agapie la pian. Te invit să ne cânti.
vino, te aștept, vino, te aștept, când zilele mi sunt prea grele. Vreau sfatul tău cel înțelept, ce aduce sclipiri de stele. Vino, te aștept, vino, te aștept, să-mi spui în șoptiri de pace, că nimeni de pe drumul drept, nici când nu mă va întoarce. Vino, te aștept, vino, te aștept, mi-e dor de-al tezării senine. O, tu, Iisuse, bun și drept, te aștept să mă iei la tine. O, tu, drept, te aștept să mă iei la tine. E cu cânte. Când Dumnezeu își cere, nu poți să-L refuzi. Când te cheamă la lucrare, atunci îți dă din plin binecuvântări. E cu cânte. Un imn vechi, frumos. Mulțumim că ni l-ai interpretat. Cu mare drag. Ai o voce caldă și o voce care transmite. Mă bucur că îți folosești acest dar pentru lauda Dumnezeu. Mulțumesc frumos. Da, într-adevăr, este un dar de la Dumnezeu pe care nu îl las la păstrare, îl valorific în fiecare zi. Când ai descoperit că ai acest talent și sau înclinația asta spre muzică, iată, și la pian și vocal, când ai descoperit? Eu singur nu am descoperit, fără să-mi spun alte persoane. Prin clasa 11-a, tot când eram la liceu, când am început și eu să fiu mai dezinvolt în ceea ce privește ieșirea în față și exprimarea. Să cânt, da, exprimarea în muzică, de când am început să dirijez corul liceului adventist și de când am fost observat de anumite persoane, mi-au adus aminte că, Elisei, tu ai un talent pe care nu trebuie să-l lași deoparte. M-au îndrumat să mă duc prin biserici, să cânt, să dirigez în continuare corul liceului și abia atunci mi-am dat și eu seama că, într-adevăr, este un dar de la Dumnezeu pe care trebuie să-l pun în valoare și încetul cu încetul am reușit să ajung la un anumit nivel în care să fiu invitat în continuare prin biserici și să-L aud pe Dumnezeu. Mă bucur că ai lăsat emoțiile, ai mers pe drumul tău și ai evoluat foarte, foarte frumos de la an la an, evoluezi în continuare. Așa este. Când Dumnezeu își cere, nu poți să-L refuzi. Când te cheamă la lucrare, atunci îți dă din plin binecuvântări. Iar acest lucru m-a făcut și pe mine să mi-au inima în dinți. Înainte aveam foarte multe emoții când cântam. Acum
mă gândesc la versuri și pur și simplu mă simt alături de piesă. Te simți protejat de melodie, nu? Da, de da. Versuri. Ce sfat ai pentru tineri care, la fel ca tine, au fost, cum ai fost și tu, probabil sunt în liceu, și-au descoperit acest dar, însă din cauza emoțiilor, din cauza fricii de critică, de judecată, lipsă de încredere și multe alte motive, evită să iasă în față, evită să cânte. Ce sfat ai pentru ei din propria experiență? Pentru cei care încă nu au ieșit în față și pentru cei cărora le este frică să iasă în față, le spun clar, mergeți în față și pur și simplu cântați sau spuneți o poezie. Dacă vi se oferă, vreo oportunitate să ieșiți în față, citirea unor vești misionare sau citirea unei poezii, mergeți în față și, și cântați. Pentru mie acest lucru mi-a făcut foarte bine. La liceu aveam altarele de seară și ne mai punea cu deschiderea, cu închiderea altarului, apoi ne-a pus pe fiecare să ținem un altar și acest lucru, ieșirea cât mai mult în față, îți dă încredere. Uh-huh. Și acesta este numai sfatul meu pentru cei cărora le este frică să iasă în față. Lăsați emoțiile deoparte și gândiți-vă că sunteți doar voi și cu Dumnezeu acolo. Doar o singură persoană este lângă tine, apoi o să scap de emoții. Într-adevăr, nu deodată, dar pe parcurs. De ce merită să îți înfrunți această frică și să nu te autosabotezi spunându-ți că, vai, nu sunt eu cel mai bun, nu sunt eu acum pregătit? De ce merită totuși să ieși în față și să evoluezi, să cânți cât mai mult în ciuda faptului că mai greșești? Se mai întâmplă, o să-ți mai zică unul câte ceva. De ce? Merită să ieși în față pentru că, în primul rând, te dezvolți pe tine, îți dezvolți o latură aceasta pe care nu mulți cred că știu că o au, aceasta de a putea vorbi mai liber în față și de a cânta. Într-adevăr, să fii pesimist nu este foarte bine, să spui că eu nu pot, eu n-am cum să ies în față, că nu cânt frumos, că etc. Acest lucru este doar în mintea ta până când ai să descoperi că dacă ai curajul și ieși în față și nu te gândești la nimic altceva decât la ce ai de făcut, o să-ți vină drag de a cânta și emoțiile vor dispărea. Dar pesimismul trebuie lăsat la o parte, trebuie să se meargă înainte, cu inima în dinți și cu dorință. Foarte, foarte bune gânduri. Sper că tinerii care se uită acum la această emisiune să prindă mai mult curaj și să ia aminte, merită din toate punctele de vedere să cânte pentru Dumnezeu și pentru a ajuta pe ceilalți. Să sperăm. Și dacă nu neapărat, dacă nu ies ei singuri în față, să se atașeze unui cor, să se ducă la corul bisericii, uh-huh, să cânte la o voce. Mai ușor. E mai ușor, da, și este mai confortabil. Iar apoi, încetul cu încetul, să iasă în față. Da. Mulțumim de aceste gânduri. Spuneai și tu că anul acesta, 2020, anul pandemiei și al fricilor și al lucrurilor la care a trebuit să ne adaptăm, a fost totuși unul productiv. În noi s-a activat ceva, dorința mai mare de a cânta, de a ne conecta, măcar prin internet. Așa este. Ce schimbări a adus în viața ta anul 2020 sau perioada aceasta pandemiei, încă continuă? Ce ai simțit tu ca și modificare? În primul rând am învățat să prețuiesc mult mai mult biserica și cântatul. Anul acesta pandemic am simțit lipsa unui public, iar Dumnezeu la momentul potrivit a scos în cale anumite oportunități, dar anul acesta pandemic mi-a produs, să zic așa, o anumită dragoste pentru oameni, pentru că nu-i vedeam prea des, comunicarea cu ei era foarte puțină, iar apoi când vedeam o mână de oameni și puteam să comunic cu ei, era bucurie imensă. Până la ureche, chiar dacă nu se vede din cauza măștii,
și dacă puteam să le cânt, le cântam cu drag. Acest lucru a fost produs de către pandemie, mi-a fost adus. Mi-a sporit dragostea pentru oameni și dragostea pentru cântat. Poate că vom prețui mai mult acum relațiile pe care le avem cu cei din jur. Nu le vom mai lua așa de-a gata și vom investi mai mult în ele. Așa este, da. Ne-a produs destul de multă reținere și unii să zic așa, după ce au început să se mai clarifice lucrurile cu pandemia, unii s-au comportat, să zic așa, într-un fel ca în junglă, deoarece ai stat toată pandemia în casă, s-au retras de oameni și nu mai știai cum să vorbești cu ei. Te afectează, cum ai spus și tu. Și acest lucru, acum că s-au mai calmat lucrurile, acum putem să ne redobândim această abilitate de a vorbi. Da, da, da. De a comunica cu cei din jur. Aș vrea acum să mai ascultăm o piesă, o melodie frumoasă, care mie îmi place foarte mult, la felul imn, O suflete, stai liniștit. Că tot am vorbit de haosul creat de pandemie. Da, da. E nevoie să ne liniștim și muzica are acest efect calmant. Te invit să ne cânti. Stai liniștit înaintea celui sfânt. Te încrede în el umilit, ascultă-l său cuvânt. E așa de bun și drept ca toate stropit înaintea celui sfânt. O suflete, stai liniștit, căci El te-a scos din foc. Cu dragostea Lui te-a umbrit să-ți facă în cer. Aceasta-i slava Lui, minunea cerului. Te pleacă în fața Lui smerit, căci El te-a scos din foc. Stai liniștit înaintea feței Lui. El știe de ce ai venit și tot ce ai să spui. La El nimic nu-i greu, îți dă tot harul său. Când intri în spital, trebuie să-ți lași la o parte toate problemele de acasă, toate emoțiile și să fii cu gândul acolo, cu gândul la pacienți, să privești pacientul cu o metodă holistică, să-l vezi ca un tot unitar. Nu te mai pui pe tine pe primul loc, îl pui pe el. E cu cânte. Foarte frumos acest timp, mă bucur că l-am reascultat. Și eu mă bucur că l-am cântat. Îi mulțumim și lui Claudiu Agapie, care te-a acompaniat și cred
te-a făcut să te simți confortabil pe piesă. Desigur, da. Îi mulțumesc și eu foarte mult. El este aici mereu la datorie, gata, pregătit să acompanieze invitații emisiunii și mă bucur că mă pot baza pe el. Așa este. Elisei, din ce mi-ai povestit, tu ai studiat posticiala sanitară, iar anul acesta da. Ai absolvit. Am absolvit. Felicitări. Am avut festivitatea de absolvire, unde împreună cu toți colegii mei ne-am bucurat, dar în același timp ne-am și întristat, pentru că o perioadă frumoasă a vieții s-a încheiat într-adevăr. Nu mulți consideră că anii de studenție sunt chiar atât de frumoși, dar pentru mine au fost foarte productivi, foarte frumoși, deși aducem încă o dată discuția despre pandemie, deși pandemia ne-a zdruncinat puțin din punct de vedere al cursurilor. Da, da. Să faci cursuri online ca și viitor asistent medical nu este chiar ok, dar profesorii care sunt veniți de la Dumnezeu, într-adevăr, au făcut în așa fel încât noi să nu ducem lipsă de nimic chiar și cu această metodă de învățământ. Chiar dacă eram acasă, ne-au spus, fugiți repede la farmacie, luați-vă câteva seringi, câteva branule, luați-vă o portocală, o banană, ce vreți voi și haideți să exersăm online. Foarte fain. Ca să nu ne pierdem. Nu aveam stagii de practică în acel timp în spital, pentru că multe dintre spitale din București erau spitale COVID, da. Iar riscul acesta de a contacta COVID era prea mare, așa că nu ni s-a dat acces în spitale. Dar încetul cu încetul, alături de profesori, desigur, în fața camerei, am reușit să absolvim. Și am dus lucrul acesta la bun sfârșit. Iar acum avem în sfârșit un stagiu de practică într-o clinică privată. În ciuda acestui lucru, că nu prea ați putut face practică, te simți pregătit să lucrezi în domeniu? Eu mă simt pregătit. Nu știu dacă și ceilalți colegi. Eu am mai făcut practică din când în când, am mai avut anumite cunoștințe și am avut acces în spital și am reușit să mai fac câte ceva. Desigur, nu la același nivel pe care îl făceam înainte de pandemie, atunci când asistentele, dacă prindeau încredere în noi, ne spuneau, uitați, luați coșul cu medicamente, lucrăm cot la cot, terminăm totul și plecăm acasă. Uh-huh. Acum nu a fost așa. Mai puține injecții, da. Mai puține recoltări, dar au fost, nu au lipsit. Mamă, cum sună, nu știu, eu când aud de recoltare, analize, sânge, mi se face rău. Nu știu, cum poți tu să faci asta? Mulți oameni. Sunt imunizat acum, nu mai am nicio treabă la început. Ai leșinat vreodată? Nu. Nu. Nu am leșinat absolut niciodată. E bine, am fost aproape de multe ori de leșin. Nu. Cred că această lejeritate cu care fac eu treaba aceasta a spus încă o dată faptul că am stofă și trebuie să fac lucrul acesta ca asistent medical. Când intri în spital, trebuie să-ți lași la o parte toate problemele de acasă, toate emoțiile și să fii cu gândul acolo, cu gândul la pacienți, să privești pacientul cu o metodă holistică, să-l vezi ca un tot unitar și să-i vezi nevoile. Și atunci nu te mai pui pe tine pe primul loc, îl pui pe el și poți să faci tehnicile foarte profesional, foarte bine, fără să-ți facă rău. Da. Foarte interesant, dar nu oricine construi pentru acest domeniu trebuie să ai o... Așa este și îmi place foarte mult. Și un lucru care este amuzant pentru ceilalți oameni care ne privesc pe noi ca asistenți, avem acest lucru de fiecare dată când vedem o mână, ne uităm la mână, ne uităm la vene. Bine că am mânecă lungă acum. Da. Mergem pe stradă și înainte nu aveam această chestie, da, dar de când studiez asistență medicală, mă uit pe stradă, merg pe stradă, vai, ce venă. Acolo ar merge o branulă verde, da. Da, pe mărim deja așa. Ți le imaginezi. Da, da. Comic. Da, pe mine m-a prevenit sora mea înainte să rămână sarcinată că la cât de rău mi se face mie la analize, vai de tine ce o să faci, că ți se ia des analize în sarcină și da, chiar, da. Într-adevăr, deci este fobia mea în perioada asta, să mă duc la analize.
Dacă nu te uiți, nu este nicio problemă. Păi nu mă uit niciodată. Un paravan undeva. Nu mă uit, am apă, o bombonică lângă să fiu pregătită, să nu leșin, da. E, ne mai obișnim. Și în caz că simți ceva, te scuturi puțin așa din cap. Da, da, da. Și nu dai importanță. Tu ce faci cu astfel de pacienți ca mine așa? Sincer să fiu, nu prea am avut acces cu pacienți din aceștia. Am avut pacienți care au refuzat să le fac eu vreo intervenție. Mm-hmm. Dar nu, doar am asistat la un leșin sau o criză din aceasta de nu vreau. Da, fac, da. Nu. Lăsați-mă. Și ai văzut cum se procedează astfel încât să fii și tu pregătit? Da, să am văzut cum se procedează. Pur și simplu vorbești cu pacientul. Calmezi. Vorba îl calmează. Și atunci când el nu este pregătit, atunci acționezi și tu. Am înțeles. Îl păcălești ca pe un copil. Da, da, da. Foarte interesant. Acum, fiind absolvent, urmează să intri în piața muncii. Urmează, da. Să sperăm că din toamnă, din septembrie, să aplic pentru un job într-un spital de stat. Eu voi aplica la mai multe spitale, iar în baza concursului ce se va da în spital, să vedem unde voi fi acceptat. Eu îmi doresc foarte, foarte mult să aplic la Spitalul Bagdazar Arsen, pentru că m-a fascinat de foarte mult timp neurologia. Iar acolo este secția de neurologie și neurochirurgie. Și mi-aș dori lucrul acesta. Uh-huh. Dar dacă nu se poate, mai am o variantă, mai este o variantă la Spitalul Sfântul Ioan, pe camera de urgențe. Uh-huh. Îmi place adrenalina. Da? Da. Nu te vedeam, ce interesant. Deși par mai calm, da, atunci da, da. Când intru în spital... Te activezi. Mă activez. Forță. Când pun costumul alb pe mine... Te transformi într-un erou. Asistent. Nici chiar erou. Bine... Cei cu experiență sunt considerați eroi. Noi, da. Ca și studenți, ca și stagiari, mai facem mici greșeli, mai suntem neatenți, nu mai știm o doză. Trebuie să vezi bine că ești supravegheat și se învață toate. Da. Odată ce intri pe secție, atunci te obișnuiești, uh-huh, cu bucătăria locală, să spunem, da, așa, da, da. Și reușești să înveți tot. Medicamente, doze și sper să fie un lucru care să-mi aducă fericire și împlinire. Sper și eu să fie o binecuvântare acest domeniu, atât pentru împlinirea viața ta, dar și pentru pacienții care atât de mult sunt bolnavi și au nevoie de îngrijire bună, dedicată, nu doar așa făcută în doi peri să-și facă la treaba, ci chiar să îi pese de pacient. Așa este, așa este. Și am văzut că acum în ultimul timp foarte mulți tineri aleg această meserie pentru că, într-adevăr, este nevoie. În perioada aceasta, a fi asistent medical este o mare responsabilitate, dar și o mare binecuvântare pentru cei din jur. O dorință de-a mea foarte mare este ca să-mi pun acești doi talanți în valoare, și cel cu cântatul și cel ca asistent. De foarte multe ori, atunci când ești în spital, vezi foarte mulți bătrâni care duc dorul de copii sau, da, de aparținători, și mai ales în perioadele sărbătorilor, atunci e cea mai mare tristețe în spital. Și da, eu vreau să fac lucrul acesta, să merg să le cânt pacienților, nu neapărat doar în perioada sărbătorilor, ci și în timpul anului, să le cânt, să le aduc o bucurie, pentru că nu face medicamentul cât face o vorbă bună. Da, și psihicul să-ți fie pozitiv și să lupți ca și pacient spre vindecare. Așa este. De multe ori oamenii nu au nevoie de medicamente, nu au nevoie de doctori să-i înțepe cineva, nu. Dacă stai de vorbă cu ei, și lucrul acesta l-am observat și eu, și atunci când stai de vorbă cu pacienții și ei simt că empatizezi cu ei, parcă atunci le mai trece durerea de cap, le mai trece o problemă și da, merg înainte cu mai multă încredere. Și lucrul acesta ajută foarte mult la vindecarea unei boli. Da. Încrederea pacientului în sine și vorbele celor care stau pe lângă ei, în special asistenții, că ei stau mai mult pe lângă pacienți, le dă încredere și speranță.
Și lucrul acesta face ca o anumită boală să fie mai ușor de tratat. Da, da. Foarte frumos proiect. Sper să nu se uite ciudată viitorii tăi colegi că tu le vei mai cânta pacienților să înțeleagă această misiune a ta. Nu cred că se vor uita ciudat, pentru că și mi-a spus Elise, dacă nu le cânți pacienților, n-ai făcut nimic. A, bun. Ești zero barat. Bun. Și le-a spus, păi mă duc și le cânt pacienților, dar să sperăm să nu fiți și voi printre pacienți. Asta le spun. Da, da, da. Să nu ne întâlnim în spital. Corect. Sunt foarte curioasă, peste vreo 5 ani, așa, când poate mai revii la Ecu Cântec, cum este viața ta lucrând efectiv ca asistent medical, dacă mai ai aceeași viziune pe care o ai acum, la început de drum. Și eu sunt curios. Într-adevăr, lucrul probabil va schimba anumite percepții despre... Da, da, da. Eu acum văd lucrul ca asistent medical o meserie mai ușoară, pentru că n-am lucrat zi de zi. Da, da, da. Și nu știu ce înseamnă să lucrez 12 cu 24, dar cu siguranță va schimba anumite percepții despre programul de muncă, să spun că iar mă trezesc dimineață, iar sunt de gardă. Rămâne de văzut, sunt curioasă. Dar nu va îndepărta niciodată dragostea față de oameni. Minunat. Acest lucru este important și vreau ca toți asistenții din România, și nu neapărat din România, să aibă acest lucru. Dragoste față de oameni sau mai mult interes față de oameni. Am văzut în unele spitale, nu zic lucrul acesta ca să denigrez pe cineva, sunt unele cadre medicale care lasă pacientul acolo doar în grija medicamentelor. Da. Se comportă într-un anumit fel, de obicei, cei care își aduc problemele cu ei de acasă. De aceea trebuie să-ți lași problemele afară când intri pe ușa spitalului, pentru că acest lucru afectează pacientul. Iar apoi când pleci de la spital, să lași problemele din spital și ca să nu aduci problemele acasă, ca să faci rău familiei. Corect. Pentru că, de obicei, dacă aduci problemele de la serviciu, le aduci acasă, sigur se ivesc anumite discuții și anumite certuri. Da, pui tensiune și necesară. Se găsesc anumite discuții. Dar de asta vreau să punctez că trebuie mai multă dragoste pentru oameni. Iar în spital aceste lucruri pot fi combinate foarte frumos. Dragoste cu empatie față de oameni și, desigur, cu tehnicile pe care le știi și cu ce ai învățat. Da. E mai profesionalism. Important. Da. Mă bucur că ai o astfel de gândire. Sper să ți iasă așa cum ți-ai propus și să fie o binecuvântare pentru cei care vor avea nevoie de tine. Aș vrea acum să te întreb... Pe plan muzical, crezi că vei mai putea să te implici atât de mult după ce începi să lucrezi? Da. Cum îți vezi viața muzicală? Să sperăm. Încetul cu încetul, de la toamnă, să sperăm, după ce mă voi angaja, voi lăsa deoparte mai multe grupuri în care cânt, pentru că mie acum îmi place să cânt foarte mult și sunt în destul de multe grupuri, cred că 6 grupuri, care mă ocupă foarte mult timp, le voi lăsa puțin deoparte, mă voi axa puțin pe domeniul medical, iar apoi mă voi concentra mai mult pe cariera mea solo, pentru că așa mai sunt invitat într-un sabat să cânt undeva și nu-mi trebuiesc repetiții care să fie în timpul săptămânii, da, din timpul meu de muncă. Da. Poți tu să repeți când ai timp și găsești un pic de timp, da, să-ți continui și activitatea aceasta muzicală. Mă bucur că nu ai de gând să te lași. Nu am de gând. Nu am de gând. Vei face eforturi în acest sens. Elise, îți mulțumesc tare mult că ai venit la emisiunea Ecu Cântec. Mulțumesc și eu pentru invitație și m-am bucurat foarte mult să fiu astăzi aici. Și să sperăm că v-a plăcut ceea ce am cântat astăzi și că v-a adus cât de puțină pace în suflet. Da, ai acest efect prin vocea ta și prin personalitatea ta, care se vede atunci când ești în fața unui public, unei persoane, de a calma, de a liniști, ai un caracter frumos, curat și mă bucur că ne-ai inspirat prin muzica ta și prin gândurile pe care le-ai spus astăzi. Mulțumesc frumos și eu mă bucur că v-am putut oferi din puținul pe care l-am și eu. Îți doresc mult succes în noul domeniu în care intri, să intri acolo unde îți dorești, sper. Mulțumesc frumos și ție îți urez sarcină ușoară. Mersi mult, mersi. Domnul cu tine. Mulțumesc. Dragii mei, se încheie emisiunea din această seară. Ne bucurăm că ne-ați urmărit până la final.
Vă invit să rămâneți alături de A7 TV, deoarece urmează emisiunea Din Cărțile Lumii cu Evelina Beviș și Cornel Drvășan. Nu uitați, ne puteți vedea pe canalul de televiziune, ne puteți vedea pe YouTube, pe Facebook sau pe site-ul a7tv.ro. Sunt Ramona Drvășan și vă dau întâlnire vinerea viitoare de la ora 20 pentru a urmări o nouă emisiune cu cântec. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.